Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. În această seară am alături de mine pe senatorul Cristian Răzmăriță, președintele executiv al PSD, al Partidului Social Democrat Hunedoara. Bună seara, domnule senator. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și de asemenea bună seara tuturor celor care ne privesc la această oră. Domnule senator, să intrăm direct în subiect. Nu s-au stins încă bine ecourile alegerilor locale, unde se pare că, nu știu, acum votul politic, președintele Iohannis afirmă că PNL a câștigat alegerile, deși mie mi se pare că, uitându-ne pe harta României, harta e mai mult culoarea în roșu decât în galben. Și, mă rog, domnul președinte afirmă că PNL a câștigat alegerile locale, deci nu s-au stins bine încă ecourile, că iată, ne pregătim de alte alegeri, alegerile generale, unde aici sunt alegerile cele mai importante pe care le avem și care vor stabili configurația parlamentară, care Parlament va desemna și un nou guvern. Aveți perfectă dreptate despre alegerile locale. Nici până în momentul de față se pare că într-o confruntare politică nu putem să știm scorul exact și fiecare clamează victoria pe care o are. Până la urmă știți cum nici nu este important PSD, PNL, USR, UDMR. Important este faptul că Partidul Social Democrat are cel mai mare număr de primari în momentul de față. Nu știu numărul exact să vi-l spun, dar undeva la 1400 de primari. Bineînțeles că sunt primari de orașe mari, de comune, de orașe mai mici, dar până la urmă sunt tot primari. Ceea ce este de asemenea foarte important este că Partidul Social Democrat a obținut 21 de consilii județene. Este cel mai mare scor pe care l-a obținut cineva. Partidul Național Liberal este în spatele nostru. De asemenea, dacă discutăm de alegerile locale, nu putem să neglijăm București. Este cea mai mare aglomerare urbană, vizibilitatea cea mai mare și acolo, într-adevăr, am avut o situație, din punctul meu de vedere, vă spun, surprinzătoare. Eu nu mă gândeam că domnul Nicu Șordan poate să câștige primăria București. M-am înșelat. Doresc să-l felicit pentru victoria obținută. Este o victorie în cel mai mare oraș din România, în capitala țării, până la urmă, dar dacă sesizăm și acolo, Partidul Social Democrat a câștigat Bucureștiul la vot politic, obținând scorul cel mai mare undeva la peste 30%, pe locul 2 fiind USR și de-abia pe locul 3 Partidul Național Liberal, cel care guvernează în momentul de față. Deci, practic, Partidul Național Liberal nu prea a câștigat pe niciunde. Pe lângă acest lucru, am mai pierdut niște fiefuri tradiționale, cum ar fi Timișoara, acolo candidatul USR a câștigat cu peste 50%, la Brașov era un primar, domnul Scripcaru, care era apropiat de Partidul Național Liberal, chiar dacă și de data aceasta a candidat independent. Deci sunt niște mari fiefuri ale Partidului Național Liberal pe care le-au pierdut. Sunt niște județe unde erau aproape siguri că vor câștiga, nu știu, la Bacău, de exemplu, la Consiliul Județean. Iată că n-au reușit să facă acest lucru. Partidul Social Democrat și-a făcut datoria, am obținut niște rezultate bune și eu sper că la parlamentare, pentru că ați dus discuția în acest sens, rezultatele noastre să fie mai bune. Asta îmi doresc eu, să fie niște rezultate mai bune, bineînțeles aceste rezultate putând fi obținute doar în urma muncii pe care o face echipa PSD, doar în urma muncii pe care o face fiecare candidat, fiecare membru de partid, fiecare organizație. Este important să ne comportăm ca o familie mare și unită, în momentul ăsta greu, să facem în așa fel încât alegerile parlamentare să fie câștigate. Pentru că ați văzut chiar și domnul prim-ministru Orban a spus, domnule, cine câștigă alegerile parlamentare, dă primul ministru. Dacă și adversarii noștri cred treaba asta, înseamnă că e un lucru bun. Eu sper ca domnul președinte Iohannis să respecte acest lucru. Bine, să respecte spusele domnului Orban, m-aș îndoi să numească un premier de la PSD dacă asta în condițiile în care poate dacă luați peste 50% din voturi, unde în Constituție scrie clar că... Vedeți, da, majoritate clară nu poți să faci, nu poate să facă nimeni, pentru că peste 50% nu poate să ia, sigur. Dar nu neapărat la mâna președintelui, trebuie să fie la mâna Constituției și la mâna legii. Păi, de regulă... Și Traian Băsescu și Claus Iohannis cam... Au cam jucat-o spre ei. Au jucat-o cum au vrut ei. Dar în momentul în care un partid, nu știu, câștigă alegerile cu 30%, 35%, 38% și reușește să formeze o majoritate în urma unor înțelegeri pe care le are cu alte partide, eu cred că ar trebui să fie dreptul acelui partid, indiferent care este el, nu pot să fiu sigur că Partidul Social Democrat câștigă alegerile. Este o bătălie complicată, o bătălie grea, dar cred că partidul care iasă pe locul întâi, dacă reușește să-și formeze o majoritate, ar trebui să poată să pună prim-ministru și să dea țării o guvernare. Important nu este neapărat cine dă guvernare. Domnul Valint, important este cum este guvernarea. Și dacă mă uit la ce se întâmplă în momentul de față în România și avem timp.
timp, probabil într-o oră, să discutăm destul de multe. Eu cred că înainte de a analiza orice rezultat al alegerilor, trebuie să analizăm activitatea guvernului, faptul că acest guvern este un guvern care în general nu poate, care în general nu are, și guvernele care nu pot și nu au bani pentru nimic, cel puțin din punctul meu de vedere, ar trebui să plece, să lase locul altora, care poate că vor putea și poate vor găsi și bani. Da, bun, asta în teorie aveți dreptate, numai că în practică, practica ne-a dovedit că președinții Băsescu și Iohannis s-au numit ca prim-ministri pe cine au vrut ei, interpretând Constituția în chip și fel. Iată că și prim-ministru Orban a picat de nu știu câte ori, de câte ori a picat guvernul Orban și tot Orban e prim-ministru. A picat de vreo două ori până acum. Despre ce vorbim? Așa că Constituția asta în România e ceva așa, de la bunul plac al fiecăruia care se află în vârful puterii. Nu? Știți ce se întâmplă? În momentul de față avem alegeri parlamentare care vor decide componența Parlamentului pentru un ciclu de 4 ani de zile. Este foarte important rezultatul pe care îl avem acum și este foarte important ca legea și Constituția să fie respectate. Eu cred că cine câștigă alegerile trebuie să pună un prim-ministru. Sunt convins că Partidul Social Democrat poate să câștige aceste alegeri, bineînțeles, în urma unei bătălii și în urma unei lupte pe care să o ducem cu toții, cu toate forțele pe care le avem. Pentru că, vă spun, este foarte important, cel puțin din punctul meu de vedere, să schimbăm un guvern care ce face? Spre exemplu, nu respectă legea. Știți? Și atunci este foarte important să schimbăm un astfel de guvern care, spre exemplu, nu respectă legea pensiilor, nu respectă legea prin care alocațiile trebuie dublate. Aici cred că este, de fapt, problema. Marea problemă. Bun. Și eu sunt de părere că PSD-ul pleacă cu prima șansă în alegerile generale. Ceea ce este la fel de sigur este că scorul PSD-ului nu are cum să treacă peste 40%, deci undeva, să zic că ar lua undeva între 30-35%, undeva în marja asta de 30-35%, aici se află PSD-ul. Dacă am fi adunat și scorul pro-România care s-a desprins din PSD, cred că tot undeva la vreo 40% s-ar fi ajuns, numai că, iată, pro-România joacă o carte interesantă, joacă o carte electorală, mai mult spus, nu? În care face o afirmație împotriva PSD și PNL. Adică ei situându-se cumva ca o altă alternativă, o a treia alternativă la PNL și PSD. Că tot veni vorba de pro-România, în ce relații mai sunteți? Domnul Balint, eu sunt personal în relații bune. Și cu Pro-România și cu alte partide. În relații politice mă refer. Da, și relații normale, relații în care trebuie să colaborăm. Vedeți, acum niciodată, de exemplu, dumneavoastră aveți o televiziune aici, sunteți și moderator, dar eu știu că această televiziune este a dumneavoastră. 100% nu vă puteți înțelege foarte bine cu cei care vă sunt concurenți. Poate să existe o relație corectă între dumneavoastră și concurenții pe care aveți, la fel cum există o relație concurentă între mine ca și persoană și între mine ca și membru al Partidului Social Democrat și concurenții mei. Eu am învățat că de fiecare dată trebuie să spun adevărul, fac acest lucru. Am învățat că trebuie să prezint foarte bine lucrurile pe care le-am făcut și mulțumesc lui Dumnezeu, domnul Balint. Eu, fără să mă laud, cam am ce să prezint din acest mandat, pentru că nu o să discut, nu știu, de mandatele anterioare. Am mai avut un candidat la alegeri locale chiar de aici, din Petroșan, domnul primar Iții, care mereu spunea ce a făcut acum 10 ani de zile, dorind să fie ales acum, în 2020. Eu voi spune ce am făcut în ultimul mandat. Am niște proiecte care au devenit legi, proiecte, zic eu, foarte bune, care au schimbat radical sensul vieții aici în Valea Jiului. De asemenea, am niște proiecte pe care doresc să le implementez în următorul mandat. Dacă cetățenii mă vor alege, pentru că altfel nu voi putea să le duc la bună împlinire, dacă Dumnezeu face în așa fel încât eu să ajung din nou senator, sunt într-adevăr pe prima poziție a Partidului Social Democrat, dar am nevoie și de votul cetățenilor și aici știți ce se întâmplă. Eu de fiecare dată am fost alături de cetățenii din Valea Jiului în principal, dar și din restul județului Hunedoara. Odată la ceva timp, odată la 4 ani de zile, am și eu nevoie și nu doresc, știți cum, să rog cetățenii neapărat să vină alături de mine să mă voteze pe mine. Însă doresc ca încrederea cu care am privit eu toate propunerile pe care ei le-au adus în fața mea să mi se întoarcă în momentul de față și să-și manifeste și ei încrederea față de mine și față de echipa din care fac eu parte, față de echipa Partidului Social Democrat.
Eu niciodată n-aș fi reușit să duc la îndeplinire proiectele pe care le-am reușit în acest mandat și poate o să avem timp să discutăm de ele, dacă nu aș fi avut în spatele meu populația din Valea Jiului în principal, dar și din restul județului Hunedoara, pentru că legi pe care le-am inițiat se aplică și la Deva, și la Hunedoara, și la Orăștie, la Brad, la Călan, în niște comune din acea zonă, plus Valea Jiului. Mă refer la proiectul prin care cetățenii care au locuit în această zonă minim 30 de ani pot să iasă la pensie cu 2 ani de zile mai devreme, fără să fie penalizați. Legea 163 din 2020, o lege pe care deja se iasă la pensie, se primesc dosare, nu știu dacă s-a dat până în momentul de față prima decizie, dar dacă nu s-a dat până în momentul de față, se va da în zile următoare. La pensie există întotdeauna acea problemă cu softul ăla, că nu mai pot să înțeleg nimic. Îmi este mie mai ușor, glumind, bineînțeles, să fac anumite legi decât le este lor să implementeze sau să găsească un soft pentru a putea să o aplice. Deci cred că astea sunt lucruri importante. Cred că important este că atunci când ai o inițiativă bună, colegii din alte partide să vină să o voteze, dacă e bună. Dacă este o lege care sau o inițiativă care, pe care poți să ai îndoială, pe care nu poți să fii sigur că e o chestiune corectă, da, pot să înțeleg că se votează contra. Dar, de exemplu, domnul Bali, nu pot să înțeleg de ce USR-ul a votat mereu contra tuturor inițiativelor legislative pe care le-am avut eu. Deci, peste tot, pe linie, vot contra. Nu pot să înțeleg, de asemenea, de ce colegi din PNL au votat în anumite momente contra inițiativelor legislative ale mele. Ei n-au votat tot timpul, trebuie să o recunosc. Câteodată au votat și alături de mine, dar de ce? Pentru că știu că eu sunt un om care iasă mult în spațiu public, comunic, pe toate formele de comunicare, televiziuni, radiouri, Facebook, ziare, comunicare directă, și eu am spus că dacă vor vota mereu contra, voi spune acest lucru opiniei publice. Și probabil s-au speriat în ghilimele de această chestie pe care am spus că o să o fac și mi-au votat niște proiecte, dar nu pe toate, la multe s-au opus. Asta cred că înseamnă să ai o relație bună, nu trebuie să fii, nu știu, într-o tovărășie, nu știu de ce fel, sau să te duci la mâncat și băut împreună. Eu nu mă duc nici cu PSD-știi, niciunde, nu am de ce să fiu atât de apropiat, dar nu am de ce să fiu nici foarte depărtat de colegii de-ai mei. Spre exemplu, chiar mâine dimineață am fost invitat de către domnul primar Merișanu de la Pro-România, da, care nu este PSD-ist, la ședința de consiliu prin care ei vor alege viceprimarul. Deci sunt chestiuni în care conlucrăm bine, sunt chestiuni în care discutăm, sunt proiecte comune pe care putem să le facem pentru Valea Jiului și să știți că eu niciodată nu am refuzat o idee bună dacă a venit de la un coleg din alt partid politic doar pentru că ideea a venit de la el. Niciodată. Deci pot să spun că am relații bune cu toată lumea în măsura în care și dânsii respectă acțiunile mele și vin cu o reciprocitate față de sentimentele mele față de ei. Da, păi că tot ziceați de că sunteți în relații bune cu ceilalți actori politici, de pe Facebook așa nu m-am uitat și eu ca tot omul și am văzut că, de exemplu, domnul Heiuș, cum masă ieșeați pe Facebook cu, domnule, am ajutat la făurirea legii pensiilor pentru mineri, pentru cutare, apăra și domnul Heiuș cu aceea și fix cu aceea și... Știți cu ce se lăudau ei? Nu vreau să vă întrerup, da, dar ca să înțeleagă toată lumea. Nu, eu vin și fac niște inițiative legislative, deci le iau de la zero și le duc la bun sfârșit. Domnul Heiuș cu ce se lăuda? Am văzut și eu și doamna senator Tărău. Ei ce făceau? Votau. Deci ei votau la fel ca și sute de colegi de-ai mei o inițiativă legislativă a mea. Și spuneau, domne, nu știu, la Petroșan se va întâmpla nu știu ce. Da. Fără să se spună că, de exemplu, i-au votat o inițiativă legislativă a mea, le mulțumesc dacă au votat favorabil, ar fi culmea să facă altfel acum. Să știți că nu ăsta a fost lucrul cel mai grav în acest mandat și în această perioadă. Și doamna Hărău și domnul Hiu și la felul. Mai mult decât atât, doamna Hărău a încercat chiar să-mi fure, să-mi subtilizeze legea asta cu ieșirea anticipată la pensie cu 2 ani de zile pentru toată lumea, împărțind inclusiv prin Petroșani niște pliante în care explica cum a încercat ea să facă și cum am făcut eu, dar de fapt, nu știu, inspirându-mă de la ea. Eu vreau să vă spun că, spre deosebire de colegii de la Partidul Național Liberal, care au fost colegii mei, deputați sau senatori în acest mandat, diferența între noi este următoarea. Ei au tot încercat să facă anumite lucruri, mie mi-a tot reușit. Deci cam asta cred că ar fi o chestiune de bilanț și de comparație între noi în momentul de față. În acești 4 ani de zile, mulțumesc la Dumnezeu încă o dată, nu doresc să, nu știu, să fiu arogant sau să-i subestimez pe colegii mei și sunt oameni isteți, inteligenți, nu pot să spun altceva, dar din punct de vedere politic ei doar au vorbit, doar au încercat, pe când Cristian Resmeriță a cam reușit,
Drept dovadă, și sunt convins că avem timp, vreau să vă spun că în momentul de față sunt 90 de inițiative legislative la care eu am lucrat în acest mandat. Din cele 90 de inițiative legislative, domnul Balint, 45 sunt în lucru în momentul de față la comisie, la primă cameră, a doua cameră sesizată, și pe 45 s-a dat vot, pozitiv sau negativ. Ei, vreau să vă spun că din cele 45, 38 au primit vot favorabil devenind legi, deci 38 de legi, unele la care am lucrat singur, unele împreună cu colegii mei, și doar 7 au fost respinse. Procentul meu de reușită în acest caz, deci pe procedură legislativă, fiind domnul Balin de peste 80%, probabil cel mai mare din România. N-am stat să-mi verific colegii, dar este un procent fantastic. Nici mie nu mi-a venit să cred în momentul în care l-am calculat în aceste zile. Săptămâna trecută m-am uitat, le-am adunat, le-am socotit. Eram și eu curios să văd ca o sinteză activității. Deci peste 80% reușită în momentul în care am depus inițiative legislative. Poate că unii se laudă că au vorbit, nu știu, de 100 de ori în Parlament într-un mandat. Să le fie de bine. Eu nici nu știu de câte ori am luat cuvântul. Însă foarte mulți dintre ei au vorbit și au vorbit degeaba, fără să vină cu nimic concret la sfârșit de mandat. Eu vă spun că 38 de legi din cele 45 care au ajuns la final, începute de mine în acest mandat, au fost votate favorabile, au devenit legi și am un procent de reușită de peste 80%. Multe din aceste legi au fost făcute individual de mine, de unul singur, bineînțeles având sprijinul colegilor, în principal a celor de la Partidul Social Democrat, culmea legi care foarte multe dintre ele au fost individualizate aici pe populația din Valea Jiului, pentru că întotdeauna mi se cerea, știți cum, ca activitatea mea să fie reflectată în buzunarul cetățeanului. Și e foarte complicat, că nu poți tu de unul singur să faci nu știu ce minuni. Uite că m-a ajutat Dumnezeu, mi-au venit niște idei în urma unor discuții cu cetățenii, dacă vorbesc de pensionarii mineri, am discutat foarte mult cu Sindicatul Muntele, mi-au venit niște idei, am făcut niște proiecte legislative, am fost destul de isteț să mă susțină toți liderii Partidului Social Democrat, indiferent cum s-au numit ei în acest mandat, pentru că am avut mai mulți președinți noi la Partidul Social Democrat în acest mandat, și au devenit legi și vă spun, și în momentul de față, eu sunt convins că la legile din 6 decembrie cetățenii vor arăta că știu cine este inițiatorul acestor legi, cine le-a mărit pensii, cine le-a recalculat pensii, cine a făcut ca stagiul de cotizare să scadă de la 20 de ani la 15 ani pentru cei care lucrează la exploatări minere care sunt pe închidere. Știu și o să vedeți că se va reflecta asta în rezultatul alegerilor, cine îi ajută și cine a făcut inițiativa legislativă pentru ca ei să iasă cu 2 ani de zile mai devreme la pensie fără să fie penalizați. O să vedeți că țin minte oamenii faptul că Lonea și Rupeniu, exploatările minere, trebuiau închise în 2016 ca urmare a unei decizii a domnului Cioloș, care era prim-ministru susținut de PNL la vremea respectivă, care a dat termen 9 luni de zile ca cele două exploatări minere să fie închise. Iată că suntem în 2020 și ele funcționează, se mai fac și angajări. Am înțeles, vor funcționa încă mulți ani de aici încolo. Eu așa zic și eu și a fost un efort susținut pentru ca ele să rămână deschise. Mă și apucă râsul pe anumite chestiuni. Spre exemplu, candidații Partidului Național Liberal la locale, domnul Balin, și știu că ați avut și dumneavoastră invitați aici la dumneavoastră la televiziune, începând cu Păducel de la Petrila până la, cum îl cheamă pe cel de la Perneș, de la Uricani, au semnat în ultima săptămână de campanie electorală o hârtie, o nu știu ce, așa, prin care ei au spus, domnule, susținem continuarea mineritului în Valea Jiului. Ei, eu vă întreb acum, permiteți-mi să vă pun o întrebare. În ce calitate a susținut domnul Păducel, domnul Perne sau Angel Dănuț de la Vulcan continuarea mineritului? În calitate de... Ce calitate de angajat al CEH, cum este domnul Perneș? Bine, a fost angajat politic, acum nu mai are rost să vă mai spun. Nu, dar știți ce se întâmplă? Astea sunt minciuni. Deci în momentul în care eu, de exemplu, mi-aș asuma, semnam împreună cu dumneavoastră, faptul că susținem, nu știu, ca România să trimită un astronaut pe Marte, arde lumea de noi. La fel a râs lumea și de ei în momentul acela în care ei în calitate de... S-a încercat să fie o manevră electorală. Nu mai țin, cel puțin cu mine nu țin chestiunile astea. Mie mi se pare și sunt convins că trebuie să facem niște lucruri foarte corecte, foarte certe. Concrete. Nu pot să vin la dumneavoastră în emisiune să mă uit acum la dumneavoastră să vă spun nu știu ce, să mă uit în ochii telespectatorilor, să le spun și lor nu știu ce și săptămâna viitoare să nu mai conteze ce am spus. Vedeți, emisiunile rămân înregistrate. Eu particip la emisiuni de 15 ani de zile. Prima emisiune la care am participat dumneavoastră, nu știți, a fost exact în clădirea asta, în sediul ăsta unde suntem acum. Era un studio exact aici
Și în partea asta era o canapea și era o emisiune de dimineață la care am fost invitat în weekend, sâmbătă sau duminica, și mi s-au alocat vreo 10 minute, fiind un tânăr la vremea respectivă, mi s-au alocat vreo 10 minute, nu mai știu cum se numea televiziunea atunci. Practic aveți amintiri frumoase. Debutul l-am făcut exact în acest studio, dar era amenajat altfel și era o canapea undeva în partea stânga a mea, dreapta cum vă uitați dumneavoastră la mine, și cred că sunt vreo 15-16 ani de zile când am participat la o primă emisiune televizată, am avut niște emoții de-am înnebunit, vreau să vă spun, și era o emisiune totuși lejeră, în sensul că era o emisiune din asta matinală în care se discutau lucruri mai lejere, nu discutai neapărat politică, nu era într-o campanie electorală ca acum, ca toți ochii să fie ațintiți asupra ta, dar să știți, am amintiri foarte plăcute și când am intrat și m-ați întâmpinat, eu mi-am adus aminte și am zis, uite, poate o să am ocazia să spun în emisiunea asta, și trecând de la subiectele astea foarte complicate, de la furtul, nu știu, intelectual al doamnei Hărău, pe care mi l-a făcut mie încercând să-mi subtilizeze inițiativa legislativă cu ieșirea la pensie cu 2 ani mai devreme, mă duc la amintirile mele frumoase, la debutul meu în televiziune, în această încăpere, pe o canapea, acolo, într-o emisiune matinală, mai relaxată, așa. Mă bucur că ați început cariera TV de participant la talk show-uri aici, în acest sediu. Între timp s-au mai schimbat lucrurile. Acum suntem în sediul televiziunii Capital TV, o televiziune națională, pe mascherii, văzută în toată țara de, sper eu, de zeci, sute de mii de telespectatori. Hai să vă întreb o chestie care nu știu cât de deschis veți răspunde. Eu răspund întotdeauna deschis, să știți. Pentru că, chiar dacă e greu. Vedeți, ne-am obișnuit pe parcursul anilor cu o serie de actorii politici importanți, de exemplu la PSD, am constatat cu surprindere, nu pot să spun altfel decât cu surprindere, faptul că o serie de personalități marcante ale PSD nu și-a mai găsit locul pe listele electorale. Mă refer aici la Șerban Nicolae, la Caterina Andronescu, la Liviu Pop, la Liviu Preșoianu. Mai sunt câțiva, îi cunosc, lucrez acolo cu ea, da. Bun, chiar nu s-a găsit loc și pentru ei sau nu știu ce s-a întâmplat? Știți ce se întâmplă? Această întrebare eu nu pot să vă dau un răspuns pentru că nici nu știu răspunsul, nu levit. Nu știu răspunsul, nu știu motivul pentru care, nu știu, unul dintre colegii mei, pentru că suntem colegi în momentul de față, încă, fie că sunt senator, fie că sunt deputat, mandatul se va duce undeva până în jurul 15 decembrie, nu mai sunt pe liste. Sunt mai multe motive, poate au pierdut încrederea organizației locale, județene sau de București. Poate, nu știu, au pierdut încrederea conducerii naționale, deși să știți, conducerea națională nu prea s-a băgat, cel puțin la județul Hunedoara. Eu vă spun, am fost în momentul în care s-a stabilit lista cu domnul președinte Nistor, convocați, fiind de conducerea partidului, că n-a mers de capul nostru, nu a fost niciun fel de probleme, s-a făcut o analiză a rezultatelor, am prezentat dorințele pe care le avem pentru niște oameni care să fie pe liste și totul a fost ok, adică nu s-au băgat, nu ne-au spus absolut nimic, ne-au felicitat pentru rezultatul bun obținut pentru Consiliul Județean și la legi locale, ne-au urat succes la parlamentare și cam asta a fost discuția. Știți însă ce este deranjant pentru mine ca vechi membru deja PSD, sunt de 21 de ani, din 1999. În momentul în care Partidul Social Democrat îți dă ocazia să fii pe o anumită poziție, cum se întâmplă cu mine? Deci eu sunt pe o poziție super onorantă, locul întâi la Senat, dar într-o zi nu voi mai fi pe această poziție. Nu cred că este corect ca în momentul în care nu mai sunt pe o listă eu sau unul dintre colegii noștri să ne supărăm după ce totuși am beneficiat, haideți să o spunem foarte deschis, de pe urma, nu știu, calității de membru de partid. Eu, dacă nu eram membru al Partidului Social Democrat și dacă nu aveam cetățeni în spate, nu puteam să fiu nici deputat și am fost de două ori, nici primar al municipiului Lupeni 6 luni de zile și nici senator în momentul de față. Deci, practic, munca pe care am dus-o eu, susținerea partidului, susținerea cetățenilor, foarte, foarte important, au fost toți factori prin care eu am ajuns pe anumite poziții. Comunicarea pe care am avut-o cu cetățenii, de asemenea, a fost foarte importantă, pentru că niciunul din proiectele pe care le-am avut eu, numai în ultimii 4 ani de zile, nu puteam să le fac fără să am susținerea lor. Vă dați seama, faptul că Partidul Social Democrat obține scoruri mari în Valea Jiului, foarte mari, este un lucru recunoscut de liderii noștri de la centru. Și atunci când merge Cristi Rezmeriță, nu știu, la președintele Ciolacu în momentul de față și îi spune: domnul președinte, pentru Valea Jiului doresc să rezolv
chestiunea legată de sporul de Valea Jiului, de exemplu, o inițiativă legislativă pe care o am în momentul de față, și analiza conducerii partidului se face și în funcție de munca pe care o depui. Și atunci poți să ajungi la dânsii mai ușor, poți să le explici și multe din proiectele tale pot să devină realitate. Deci, practic, faptul că oamenii au fost în spatele meu și mi-au acordat încredere mie ca reprezentant al PSD-ului, m-a făcut să am un dialog mai ușor și mai sigur cu cei de la centru pentru a rezolva anumite probleme pentru cine? Nu pentru mine, că n-am făcut eu o lege să ies eu la pensie, ci am făcut legi care să ajute populația din Valea Jiului și am și atins în momentul de față cam toate clasele sociale, cam toate păturile. Pentru că, vedeți, la începutul mandatului discutam foarte mult doar despre pensiile minere. E, în momentul de față, la pensie cu 2 ani mai devreme, iasă inclusiv, nu știu, operatorii dumneavoastră de la televiziune, iasă inclusiv, nu știu, suntem peste drum, am văzut magazin alimentar, inclusiv vânzătoarea de la magazinul alimentar de peste drum acestei televiziuni, iasă cu 2 ani de zile la pensie, mai devreme, pe o lege făcută de mine, acea lege fiind și botezată de către cei din mass media, legea Resmeriță 2, mă bucur acest lucru, faptul că mi-au personalizat oamenii, nu eu, anumite inițiative legislative, și mă bucur în faptul că am reușit să mă adresez tuturor categoriilor sociale. Știți cum? Că parcă prea mult mă ocupam numai de un segment al pensiilor minere, al minerilor. Uitați, în momentul de față lucrez la sporul de Valea Jiului care ar trebui să se aplice la profesori, la mediul sanitar, protecția copilului și protecția vârstnicului. Alte categorie sociale, alte categorii. Nu pot să le cuprind pe toate, bineînțeles. Dar încerc să fac niște lucruri bune, aștept de la colegii mei să vină cu niște idei prin care să încercăm să îmbunătățim, de ce nu, inițiativele pe care le avem, dar să știți că încerc să fac în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită, încât în inițiativele mele legislative să cuprind pe toată lumea și să știți pasul următor pe care îl voi face în acest mandat care urmează, încă o dată dacă sunt ales, va fi să fac foarte multe programe în funcție de consultările pe care le-am cu cetățenii. Bine, acum nu mai insist în ideea pe care am enunțat-o mai devreme. Să vă mai dau niște răspunsuri cu colegii mei. Da. V-aș fi întrebat, de exemplu, cu ce e mai bun Dumitru Coarnă, care a... Nu-l cunosc. Care a torpilat PSD-ul ani și ani de zile. Care domnul Bali, nu-l cunosc pe domnul Coarnă, îl cheamă cel de la Sindicatul Polițiștilor, dacă nu mă știu, nu-l cunosc. La fel cum vă spun, nu știu să vă spun de ce anumiți colegi de-ai mei sunt sau nu sunt pe liste. Probabil, și asta v-am spus, Organizația Națională s-a băgat destul de puțin, din ceea ce știu eu. Probabil în organizațiile județene, știți cum, să nu credem că unul dintre noi suntem pe viață într-un anumit loc. Ce credeți, că la Hunedoara nu ar fi vrut și alții să fie pe poziția întâi la Senat? Haideți să o discutăm. Dar eu, având o activitate apreciată de membrii de partid și de populație în general, n-au fost mari discuții, haideți să o recunoaștem. Deci eu chiar n-am avut nicio discuție, am avut o unanimitate. Gândiți-vă că Partidul Social Democrat la nivelul județului Hunedoara nu este reprezentat din cei 20-25 de oameni doar la vârf, care au votat și lista pentru parlamentare. Noi avem peste 10.000 de membri de partid. Deci, practic, eu sunt în fruntea celor peste 10.000 de membri de partid, plus populația, este teribil. Să știți că este destul de complicat. Simt oboseală de foarte multe ori, eu care sunt obișnuit cu o activitate constantă și am în fiecare zi de lucru și treabă și mă trezesc de dimineață. Dumneavoastră să știți treaba asta, că eu la... 7 dimineața, la 7 jumate sunt pe afară, când mai și întrebați câteodată: Cristi, dar ce faci la ora aia de dimineață afară? Eu plec, mă duc la birou, îmi iau acte, îmi programez absolut tot ce am de făcut. Seara, uitați, ora 6 jumătate, cred acum, sunt la televiziune la dumneavoastră, nu refuz nimic, dar și pentru mine, care sunt obișnuit cu rind din ăsta de viață complicat, dur, să știți că nu-i simplu, ca toți ochii să fie ațintiți pe tine, adversarii politici de-abia așteptau poate să spar paharul ăsta dând aici din mână, să spună: domnule, a spar paharul la Capital TV. Colegii de partid te analizează foarte bine pentru că ești o imagine a lor până la urmă. Tu îi reprezinți și atunci este, să știți, foarte mare presiunea și responsabilitatea. Da, de la București, hai să venim la Hunedoara și să vă întreb despre cum veți face la Consiliul Județean. Veți alege vicepreședinții, ambii vicepreședinți sau cât sunt? 2, 3, nu știu. Sunt 2 vicepreședinți. Ambii vor fi de la PSD sau vă gândiți să mai puneți și de la altă parte? Partidul Social Democrat are majoritate largă în Consiliul Județean, avem 18 pe consilier și o să punem 2 vicepreședinți de la noi. În momentul de față vă rog să nu mă întrebați care e al doilea, pentru că nu știu, nu am discutat. Poate că pare o chestiune utopică, președintele executiv al partidului să nu știe.
Primul vicepreședinte a fost ales este Țambă Alin, un băiat de 33 sau 34 de ani, care până în momentul de față a fost viceprimar la Orăștie. Un mandat, 4 ani de zile. El a renunțat la calitatea de consilier local implicit viceprimar la Orăștie. Acum tot el ar fi fost propus. Organizația județeană, președintele Nistori a propus să vină vicepreședinte. Deci, Partidul Social Democrat deja și-a desemnat unul din vicepreședinți prin domnul Țambă, un tânăr la 32, 33, 34 de ani. Nu știu exact, că nu stau să mă uit în buletinul nimănui. Chiar foarte tânăr pentru această funcție. Probabil. Păi știi ce se întâmplă? S-a spus de multe ori că Partidul Social Democrat e un partid comunist și îmbătrânit. Știm cu toți treaba asta, da? Asta spun adversarii noștri. Păi vreau să vă spun că Țambă de la Consiliul Județean, vicepreședintele, are 31 de ani. Președintele Nistor a și spus că vârsta pe care o are el, Nistor, și vârsta pe care o are Țambă, face o medie aritmetică bună, a spus glumind, bineînțeles, ce băi, lasă să fie din ăștia mai tineri, zice că dacă mai ies doi ca mine, facem 300 de ani împreună. Bineînțeles, într-un spirit de glumă, pentru că, vedeți, Nistor în campanie electorală a fost atacat doar cu două lucruri, că e mai în vârstă decât media, da, până la urmă are 69 de ani, și a mai fost atacat cu faptul că poate pleacă din nou la Parlament, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani de zile. Și atunci și domnul Nistor mai glumește pe seama asta și mai râde. Deci l-am pe Țambă, 30 vicepreședinte desemnat la Consiliul Județean, și lista pentru Parlament a Partidului Social Democrat este deschisă la Senat de Cristian Rezbeliță, cel care este cu dumneavoastră aici, 40 de ani, și de Natalia Intotero, 40 și ceva de ani. Deci un bărbat, o femeie, 40 de ani, vicepreședinte, 30 și ceva de ani. E, spuneți-mi și mie dacă ăsta e partid de comuniști, pentru că eu aveam 10 ani la Revoluție și Țambă cred că atunci se născuse vicepreședinte de la Consiliul Județean. Nici măcar n-a avut legătură. Eu zic, era bine dacă avea vreo 10 ani ca mine legătură și cu perioada de dinainte, pentru că și perioada aia, știți cum, a avut niște chestiuni din care aici învăța, dacă doresc să reții ceva. Dacă nu, bineînțeles, te duci cu retorică din asta că, nu știu, cineva e comunist, cineva e nu știu cum. Sub nicio formă. Noi avem oameni care sunt tineri, avem oameni care sunt foarte bine pregătiți, avem liste pentru parlamentare echilibrate și, să știți, cel puțin din punctul meu de vedere, și o să mă prezint pe mine, dacă în campania electorală, nu știu, colegii mei vor fi invitați, dacă dumneavoastră îi veți invita, vor spune anumite lucruri sau nu vor spune. Deja asta este treaba lor, este atributul lor. Eu, în principal, doresc în momentul de față să discut despre ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, și anume activitatea mea. Bun, deci dacă în toată balajiului lucrurile sunt destul de limpezi, în sensul că s-au pus primarii, s-au pus viceprimarii, la Petroșani a rămas o nebuloasă în ceea ce privește Consiliul Local, unde primarul Tiberiu Acoliții nu are majoritate. Cum da. Veți face? Cum v-ați gândit că o să faceți aici? Păi aici are PNL-ul 9 consilieri, PSD-ul 7, din memorie vă spun Pro-România 2 și Niță Dorina Independent 1. Exact. Și domnul primar încearcă să-și facă majoritate normal și Partidul Social Democrat, oricum noi vom intra într-o opoziție clară față de domnul primar Iții, fără niciun fel de discuție, am hotărât acest lucru. Foarte probabil noi nu vom propune un viceprimar din partea Partidului Social Democrat, dorim să intrăm în opoziție totală, să nu mai fim deloc băgați în aceeași oală cu dânsul, și o să vedem, și Partidul Social Democrat încearcă să facă niște jocuri politice. Și mi-a spus că e undeva într-o zonă de călduță. Păi știți cum, nici PSD cu Pro-România avem tot 9 consilieri. Și PNL la Petroșan are 9 consilieri, rămâne Dorina Niță, dar ea și-a exprimat două dorințe clare. Unu, nu dorește să lucreze cu Tiberia Cobriții sub nicio formă, având sechele după ce a fost ordinat de zile viceprimar, s-a săturat, am înțeles. Și doi, nu dorește să fie viceprimar. Deci foarte probabil, nu știu, este foarte posibil ca viceprimarul să fie din partea Pro-România. Vedem, discutăm. Deocamdată este clar ambele tabere. Pe de o parte Partidul Național Liberal și domnul Riții și pe cealaltă parte Partidul Social Democrat, Pro-România și Dorina Niță. Negociem, o să vedem cine câștigă, dar nu este important cine câștigă această bătălie și cine pune un viceprimar. Important este să câștige cetățenii din Petroșani, pentru că e vorba de viceprimarul de aici, de la Petroșani, și important este ca domnul primar Riții să se apuce și domnul Balin și de treabă puțin. Eu m-am întâlnit cu el și zilele astea, am mai avut niște contre la nivel public, nu-i niciun secret, însă vă spun, uman, eu nu am probleme cu niciunul dintre ei. Chiar m-am întâlnit cu el în momentul în care am depus candidatura pentru Senatul României împreună cu colegii din PSD. Eu l-am și întrebat, zic, mai veni să mă susții candidatura mea, pentru că
Eu de-aia am crezut că a venit acolo, el de fapt fusese cu cei de la PNL, pentru că, să știți, și oamenii din Petroșani iasă la pensii pe legile făcute de mine, și oamenii din Petroșani iasă la pensie cu 2 ani de zile mai devreme, și oamenii din Petroșani, dacă iasă legea, vor beneficia de sporul de Valea Jiului, și eu am crezut că a venit să mă susțină, dar se pare că nu, se pare că a dorit să rateze acest moment. Cred că important este ca el să se apuce la Petroșani de treabă, pentru că în campanie electorală domnul primar Iți vorbea de parcări, era să zic suspendate, supraterane, subterane, și în momentul de față se ocupă cu pusul benelor și cu datul benelor jos. Că sale PSD-ului, că sale PNL-ului, dânsul pune benere, dă benere. Vă dați seama dacă a intrat el într-o retorică prostească, inclusiv cu mine, pentru 6 benere pe care, generale pe care am vrut să le pun cu PSD-ul în Petroșani, le-am și pus, am făcut cerere, la miștorii le-a dat jos, să zicem astăzi, la ora 5-6 după amiaza, și ne-a dat din nou a doua zi aprobare să le punem. Domnul Balint nu le-a mai pus, am și anunțat, și postul dumneavoastră de televiziune a fost la acea conferință de presă în care am anunțat acest lucru. Partidul Social Democrat la Petroșani nu stă în 6 benere pe care am vrut să le punem. Am văzut că în momentul de față Petroșani s-a umplut cu benere PNL. Eu am și spus că las pe domnul primar Iți, îi las plăcerea să-și pună moaca peste tot. A spus că el nu-și pune moaca, pentru că așa a folosit și el termenul ăsta și deja o să-l folosesc și eu mereu, pentru că el nu candidează. Uite că ne-a mai mințit odată, pentru că poza cu el este peste tot pe toate benerele. Probabil are o dorință din asta, un fetiș din asta ascuns, de a se vedea spânzurat pe toți pereții. Probabil că strategia electorală a PNL-ului. Sigur, dar eu nu contest, nu contest. Eu contest numai faptul că eu, ca senator al României, în loc să discut cu domnul primar niște proiecte pe care să le susțin, nu ale lui personale, nu trebuie să-i zugrăvesc eu apartamentul sau știu eu ce să-i fac, ci pentru Petroșani, a trebuit să intrăm într-o retorică pentru niște banale benere. Deci mie, cum să spun, nu o mai arunc și mai discut în emisiuni, pur și simplu făcând haz de necaz, credeți-mă, fără patimă, fără nimic, și îl lăsăm pe dânsul să-și pună benere peste tot. I-am și spus că dacă dorește în restul Văii Jiului, la Mișto i-am spus, bineînțeles, îi depun eu ca să fie sigur că n-are niciun fel de problemă, dacă ăsta e scopul. Da, bun, acum lăsând la parte un pic politica și gândindu-ne că de fapt subiectul de care ne ține cu săpătul la gură și care ne-a afectat și economic și moral și, mă rog, este pandemia de coronavirus. Știu că soția dumneavoastră a avut simptome și a fost internată. Cum se mai simte acum? Mai bine, mulțumesc de întrebare. Și în momentul de față ne recuperăm, deci nu este vindecată complet. A avut niște simptome, mulțumim la Dumnezeu că s-a negativat după 8 zile, dar în momentul de față are peste 6 săptămâni de când s-a negativat și nu este refăcută complet. Deci îndemn populația la atenție foarte mare, la grijă mare. Bineînțeles, sunt unii care trec mai ușor fără să aibă niciun fel de simptom, sunt unii care trec mai greu, e complicat, dar îndemn populația să aibă grijă foarte mult la treaba, cât se poate. Știm, noi am discutat și înainte de emisiune 10 secunde și am ajuns la concluzia că e greu să te ferești cu totul, însă știți cum? Și întrebarea dumneavoastră o duc la nivel politic și vă spun o chestiune. Partidul Social Democrat, prin vocea președintelui Ciolacu și prin, având susținerea noastră, am declarat că poate ar fi mai bine să amânăm alegerile parlamentare. Să nu fie pe 6 decembrie, nu știu, să le amânăm o lună, două, trei, nu știu cât să le amânăm. Să vedem, poate situația se îmbunătățește. Ce m-a surprins pe mine, Ciolacu a lansat o invitație la dialog tuturor forțelor politice, dar și domnului președinte Iohannis, este faptul că președintele nostru, al tuturor, domnul Iohannis, a spus din clar nu. Din start, nu. Se vor ține și gata. Domnul Orban, bineînțeles, într-o slugărnicie față de domnul președinte Iohannis, a spus din nou, nu. Ce mă deranjează pe mine, domnul Balint? Nu că au spus ei nu. Pentru că pot să spună ce doresc. Sunt președintele țării și primul ministru, președintele Partidului Național Liberal. Mi-ar fi plăcut însă să lase măcar o urmă de îndoială. Să spună, domnule, nu știu, dacă atingem un anumit număr de cazuri, discutăm. Mi-ar fi plăcut să accepte o invitație la dialog. Domnule, nu trebuie să spunem a dorit Ciolacu și ăla e la PSD și respingem categoric. Nu. Să fac o întâlnire, nu știu, liderii partidelor politice sau reprezentanța ai lor. Nu trebuia neapărat domnul președinte să vină la o astfel de întâlnire. Putea să trimită un consilier, doi consilieri, șeful cancelariei, pe cine dorea el, să discute, să analizeze, să cheme medici, să cheme specialiști și în urma discuțiilor de o zi, de două zile, de trei zile pe care le aveau, să spună, domnule, în momentul de față mergem înainte cu alegerile. Sau, domnule, în momentul de față luăm în
calcul opțiunea de a le amâna cu o zi, cu două zile, cu trei zile. Și cine vă zice asta, domnul Balint? Unul care este pe prima poziție la Senat din partea Partidului Social Democrat. Nu pot să spună cea două pe poziția 7 și așa nu prinde, să o mai amânăm că poate se întâmplă ceva. Nu. Deci la mine merge totul pe repede înainte, însă mi-ar fi plăcut ca președintele, care este și al meu, eu nu l-am votat, deci eu am susținut PSD-ul întotdeauna, dar mi-ar fi plăcut ca el în momentul în care ajunge președinte să mă reprezinte și pe mine și să nu mă, cum să zic eu, să nu mă subestimeze, să mă ironizeze pentru faptul că sunt PSD-ist. Voi PSD-iști, PSD, PSD. Mi-ar fi plăcut ca el în momentul în care, nu știu, mă vede pe mine senator PSD, nu știu, la Parlament, poate mai cunoaște din noi, să nu se gândească că eu sunt senator PSD, să se gândească că sunt Cristi Rezmeriță, locuitor din Valea Jiului, profesor de fizică, eventual ca și dânsul. Asta mi-ar fi plăcut. Da, din păcate sunt tot felul de interpretări ale autorilor politici în chip și fel. Sigur că nu putem, fi de acord, Balint, cu da. Putem fi de acord cu unele, nu. Dacă întrebi un reprezentant al PNL, nu știu, pe domnul Heiuș, de exemplu, a cărui nume l-a spus dumneavoastră, poate că o să spună altceva. De aceea știți ce este important? Ca în studio aici lângă mine să fi fost poate și un reprezentant de la USR sau de la PNL sau de la UDMR. Nu trebuie să ne certăm, să ne dăm în cap. Dar poate, nu știu, venea cineva și spunea... Vom face în campanie. Știți? Deci cred că e foarte important să venim ca cetățenii să vadă că așa, dacă vii singur, să știți, spui ce ai tu de spus în funcție și de întrebările moderatorului. Dar e foarte important să vedem ce ar spune și un reprezentant al Partidului Național Liberal, de exemplu, în momentul de față, când poate că el aș întreba de ce Partidul Național Liberal, ca să fiu foarte direct, se opune inițiativei mele legislative prin care doresc să reintroduc sporul de Valea Jiului pentru profesor, mediu sanitar și protecție copii și protecție vârstnici. Mi-ar și dori să întreb, bă, dar de ce vă opuneți? Pentru că ieri am primit un aviz negativ de la Comisia Culmea. Dați-vă dumneavoastră seama. Comisia de Educație din Camera Deputaților, eu am lucrat 7 ani jumate acolo, cunosc în amănunt, formată numai din profesori. De ce să dea un vot contra unei propuneri a unui coleg, indiferent care este el, pentru ca tot niște profesori, colegi de lor, să poată primi un spor suplimentar? Deci niște bănuți la salariu. Credeți că are vreo logică treaba asta? Băi, eu profesor, ajung în comisia, eu am fost 7 ani jumate încă o dată, și dumneavoastră ajungeți, nu știu, deputat, și veniți cu o chestiune prin care doriți ca niște profesori, nu știu de unde, să beneficieze de ceva. De ce m-aș opune eu, domnul Balint? Deci pentru ce să mă opun eu, profesor ajuns acolo? Vă și spun de ce. S-au opus pentru că s-a primit ordin pe filiera PNL și de asta mi-ar fi plăcut să fie domnul Heiu sau doamna Vetuța Sănescu, care e președinta a dânșilor în momentul de față, să întreb, mă, de ce ați permis treaba asta? Pentru că au știut și ei, cei din județ, de aici treaba asta. Pentru că, să știți ce, aici cred că vă uimesc, reprezentanții Partidului Național Liberal sunt foarte, în ghilimele, speriați așa de reușitele mele legislative. Vezi, doamne, are Rezmeriță prea mare popularitate sau nu știu ce facem pe acolo. M-ați înțeles? Cred că nu e un lucru bun și cred că nu este o abordare corectă. Cred că mai bine m-ar sprijini și dacă tot nu pot să mă ajute cu nimic și nu vor, măcar să încerce să nu se opună. Dați seama că acum le cereți prea mult adversarilor politici să vă și sprijine. Da, măcar să mă lase în pace, să-mi fac treaba. Mă rog, până atunci să spunem și un lucru foarte interesant. Numărul mediu, conform Institutului Național de Statistică, numărul mediu de decese în România este de 770 și nu știu, cred că am mai pomenit în emisiunea mea acest lucru. Iată că pe primele 8 luni ale anului sunt cu 400 de decese mai puțin decât anul trecut. La general vă referiți? La general. Deci adică cam același număr, cu 400 mai puțin în primele 8 luni. Deci practic vedeți că... Ne-am mai împuținat și noi, probabil. Ne-am mai împuținat, nu cred că din cauza asta. Cred că totuși natura, știu eu, are un autoreglare, habar n-am. Este foarte interesant și mai ales cu pandemia asta care... Bun. Oricum populația României scade continuu, prin plecările dincolo, prin natalitatea foarte redusă. Este demografie negativă, din păcate, sunt mai puține nașteri decât decese. Mă rog, sper ca într-un viitor nu prea îndepărtat să putem să influențăm în vreun fel și această problemă, pentru că în afară de faptul că ne împuținăm ca număr, nici forță de muncă nu mai avem în țara aici asta. E mare problemă, da. Este o problemă extrem de neplăcută. Bun,
pentru că mai avem 5 minute de emisie, dați-mi un pronostic vis-a-vis de alegerile generale. Vreau să vă spun că a trecut foarte bine, foarte repede emisiunea. M-a surprins că mai sunt 5 minute. Eu nici nu știam, nu mi-am, n-am ceas. Deci nu am... emisiune cu mine sunt cea mai plăcută, să vă spun. Asta este o caracteristică generală. Toți invitații mi-au spus, domnule, ce repede a trecut emisiunea. Cum emisiunile mele sunt cele mai frumoase, cele mai plăcute. Bine, acum nici eu nu sunt un invitat rău. Sigur că da, sigur. În primul rând ne lăudăm fiecare, sigur, marfa. Sigur, și interlocutorul este întotdeauna foarte important. Spuneți-mi, care este pronosticul dumneavoastră pentru alegerile generale? Pentru că astăzi a fost publicat un sondaj al USR-ului, unde vă dădea la egalitate de procente. Pe primul loc era PNL, pe locul 2 era la egalitate de puncte USR cu PSD la 24%. Care, deci cine era pe primul loc? PNL? Pe primul loc era PNL 30%, da. Care se cunoaște faptul că fiind la guvernare, traversând perioada asta de pandemie, e normal să se erodeze, indiferent cine ar fi fost la guvernare, se eroda, mai ales că PNL-ul nici nu prea a dat dovadă de foarte multă știință în a guverna. Dar pe locul 2 USR-ul se dăduse. Pe locul 2 USR-ul legat de puncte cu PSD. Hai, domnul Balin, știți ce se întâmplă? USR-ul în toate sondajele a ieșit pe locul 2 sau foarte aproape de locul 1. Ei la alegeri au avut niște probleme. Deci e așa, în general, în sondaje stau foarte bine. În momentul în care intră în bătălie, acolo au ei probleme. Eu vă spun, cred, în momentul de față, și nu mă bazez neapărat pe proasta guvernare a PNL-ului și pe faptul că dânșii n-au reușit să implementeze niște proiecte, eu cred în momentul de față că Partidul Social Democrat poate să câștige alegerile. Deși cu un vot în plus, poate să le câștige. Mă bazez când fac să această... Să câștige în sensul câștigător este cu 50 plus 1%. Nu, să câștige, să fie pe primul loc. Să câștige alegerile în sensul de a fi pe primul loc, de a avea, haide să zicem, mai concret, măcar un mandat în plus. Iar îi dăm apă la mără președintul Iohannis. Nu poate să ia 50% plus 1 nimeni. PSD-ul a fost foarte aproape în 2016, un rezultat istoric bun. Nu, e foarte complicat, foarte greu. Da. Eu cred că Partidul Social Democrat poate să câștige alegerile și doar dacă mă gândesc la două lucruri. Faptul că nu s-a respectat legea cu privire la majorarea pensiilor cu 40%, ele au fost majorate doar cu 14%, este un lucru care mi-arată că PNL nu ar mai trebui votat de o anumită parte a populației, adică 5,5 milioane de pensionari. După mine, pensiile nici nu au crescut cu 14%, ci au scăzut cu 26%, diferența dintre 40% și 14%. 2. Faptul că există o lege din ianuarie, prin care din februarie alocațiile tuturor copiilor trăiau dublate și nu se aplică, este iarăși un motiv pentru mine suficient pentru care o altă categorie, și anume familie tinere cu copii, să nu mai voteze un guvern PNL și acest partid, Partidul Național Liberal. Despre USR, cel puțin la nivel de Valea Jiului, eu vă spun un lucru. Rog pe toți cei care ne privesc să nu voteze USR. Nu-i rog să voteze neapărat PSD-ul, dar USR nu trebuie votat sub nicio formă și vă spun de ce. La toate inițiativele mele legislative prin care am făcut lucruri bune pentru noi, pentru cei din Valea Jiului, USR s-a opus și a votat în consecință, adică împotrivă. Deci cel puțin din punctul meu de vedere, eu am și spus-o, și cred că știți, în alegerile locale, unul din scopurile mele a fost ca USR-ul să nu intre în consilii locale peste tot. Oameni de presă, ziariști mi-au spus, Cristi, este imposibil. Uite că am reușit să fac acest lucru posibil, cu excepția unei singure localități, la Vulcan, unde a avut un candidat peste media lor, cel care a candidat acolo la USR pentru primărie, care a fost undeva la 20% și atunci au intrat 5 consilieri de la USR. Eu cred că în momentul de față guvernarea PNL nu mai poate fi votată și v-am dat doar două exemple, poate că o să mă mai invita și putem discuta mai mult. USR-ul, dintr-un motiv foarte clar, pentru că mereu s-au opus tuturor inițiativelor pe care le-am avut. Și atunci, normal, noi cel puțin aici în Valea Jiului, dar și în restul României, avem motive suficiente să votăm PSD. Bineînțeles, colegii mei din restul țării trebuie să-și facă și ei datoria, cum ne facem și noi. Adică să muncească, să explice oamenilor, să iasă la bătălie. Vedeți, e destul de complicat în momentul de față. Eu vă și spun, în momentul de față eu am luat o decizie de a nu mai face campanie cu sute de oameni, cum făceam până în momentul de față. Știți că ieșeam cu sute de oameni peste tot, am foarte mulți oameni care sunt alături de mine, membrii de partid, dar vă dați seama cum să ies eu cu 300 de oameni, de exemplu, să fac campanie într-un oraș din Valea Jiului, în momentul în care am peste 6.000 de infectări.
ar însemna că nu-mi pasă de membrii mei de partid care vin alături de mine și nici de restul populației, pentru că vă dați seama, sutele de oameni care veneau de regulă cu mine în campanie au legătură cu toată lumea cu care se întâlnesc și atunci aș putea să transform, nu știu, întâlnirile mele electorale în focare de infecție și nu-mi doresc treaba asta, îmi doresc în primul rând să protejez și nu să mă protejez pe mine sau membrii PSD neapărat, ci toată populația din Valea Jiului cu care aș intra în contact. Și atunci o să-mi regândesc inclusiv campania electorală. Bineînțeles, după ce ne consultăm cu conducerea județeană, din care fac și eu parte, cu conducerea națională, cu toată lumea. Pentru că eu cred că trebuie pe primul loc să fie siguranța sanitară a cetățeanului și după aceea vedem noi cu alegerile. Bun, vă mulțumesc mult, domnule senator, pentru participarea la emisiune. Vă invit să și în campanie să facem, să dezbatem împreună subiectele din acea perioadă. Domnilor și domnilor, asta a fost emisiunea în această seară. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine!